Fie că vrei să iei cu tine în vacanță parfumul preferat sau să-l împarți cu prietenii, clipul ăsta este pentru tine. Pentru că am auzit destul de multe variante sau idei complicate despre cum se decantează un parfum, aș vrea să fac o lucrare puțin mai simplă pentru tine și crede-mă că nu este deloc complicat. Să începem cu varianta cea mai simplă. O să ai nevoie de o cârpă ca să protejezi masa în cazul rezultatelor nedorite, sticluța în care vei decanta parfumul. Tot ce avem de făcut este să pulverizăm parfumul în interiorul sticluței, având grijă ca orificiul pulverizatorului să fie bine centrat pe gaura sticluței. Și deși metoda asta este cea mai ușoară, este și cea mai puțin recomandată și asta din mai multe motive. Unul din aceste motive este că anumite sticle au un sistem de pulverizare mai zgârcit, adică împrăștie mult mai puțin lichid când pulverizezi și va dura o eternitate până vei umple sticluța. Riști să pierzi din parfum pentru că nu întotdeauna toată cantitatea pulverizată va ajunge în sticlă și se pare că ar mai putea exista riscul ca parfumul ajuns în sticluță să fie ușor alterat sau mai bine zis să-și piardă din notele de vârf din cauza expunerii la aer. Un alt dezavantaj al acestei metode este că nu ai clar un mod de a măsura cantitatea pe care ai decantat-o. Dacă te știi o persoană îndemânatică și nu faci decanturi prea des, îți recomand să nu-ți complici viața și să rămâi la această metodă. Totuși, dacă lucrurile simple nu sunt genul tău, poți încerca a doua variantă, iar pentru extra siguranță poți folosi banda de teflon. În felul ăsta poți fi sigur că lichidul nu se va scurge din sticluță și îți recomand să-l aplici întotdeauna înainte să te apuci de decantat, pentru că sticla plină ar fi mult mai greu de manevrat, iar ca alternativă poți folosi banda izolieră după ce ai făcut decantul. Trebuie să înțelegem puțin ce avem nevoie să facem. Trebuie să deschidem canalul pentru a permite lichidului să iasă, iar asta se întâmplă apăsând, exact cum se întâmplă și când ne parfumăm, și avem nevoie să creăm o suprafață etanșă pentru a transfera lichidul din sticla de parfum în seringă, iar apoi în sticluța pentru decant. În mare majoritate a cazurilor nu vom avea nevoie de ac. Scoatem căpăcelul parfumului. Acum încercăm seringa, iar în mare majoritate a cazurilor aceasta nu se va potrivi, pentru că vârful seringii nu este suficient de lat încât să acopere furtunașul sticlei, iar pentru asta eu folosesc o forfecuță de unghii, însă tu poți folosi orice ai la îndemână și te poate ajuta să lărgești vârful seringii. Rotesc și încerc să lărgesc vârful seringii treptat și verific constant dacă vârful seringii a devenit suficient de larg încât să acopere furtunașul sticlei. Este important să nu lărgim prea tare vârful seringii sau să nu-l crăpăm, pentru că altfel nu vom putea crea suprafața etanșă de care avem nevoie pentru a extrage parfumul. Putem oricând să mai lărgim vârful seringii dacă nu este suficient, însă dacă lărgim prea mult nu-l vom mai putea duce la forma inițială. În momentul în care seringa trece puțin de capătul furtunașului și simțim că este destul de bine agățat aici, putem apăsa pentru a permite lichidului să iasă și tragem până ajungem la cantitatea dorită. Trebuie să menționez că am întâlnit sticle care nu permit transferul lichidului atât de ușor. În cazul acestor sticle, ce poți face este să ajustezi seringa în prealabil la cantitatea dorită și exact ca atunci când ne parfumăm, va trebui să folosim apăsări repetate pentru a umple sticla. 3 hours later. Când suntem gata și avem cantitatea dorită în seringă, pentru a evita un accident cauzat de presiunea din seringă, ținem bine de ambele părți și întoarcem sticla, după care le separăm încet. Acum mai rămâne doar să turnăm parfumul în sticlă. Și asta e tot. Cea de-a treia metodă presupune toate aceste lucruri, însă de data asta avem nevoie și de un ac. Iar asta pentru că, așa cum spuneam mai devreme, există foarte multe sisteme de pulverizare diferite, iar vârful seringii nu poate întotdeauna să fie lărgit suficient încât să acopere furtunașul. Iar acum vârful seringii noastre va intra prin furtunașul sticlei de parfum în loc să-l acopere, așa cum am văzut mai devreme. Niciodată nu vom avea nevoie de un ac atât de lung, pentru că mai mult ca sigur vom perfora furtunașul și vom strica tot sistemul de pulverizare. Așa că voi tăia cea mai mare parte a lungimii acului, lăsând foarte puțin aproape de bază. Iar acum, exact ca mai devreme, pot apăsa și extrage parfumul din sticlă. Cam astea sunt lucrurile de care vei avea nevoie în procesul de decantare. Bineînțeles, ai opțional folia cu bule, plicul cu bule, etichete pe care poți să scrii numele parfumurilor, dar dacă doar vrei să le transporti tu mai ușor și nu vrei neapărat să trimiți cuiva, nu vei avea nevoie de ele.
O să găsești link-uri în descriere cu toate locurile de unde eu fie mi-a achiziționez sticlele, plicurile și toate accesoriile pe care le folosesc. Lasă-mi, te rog, un comentariu și spune-mi dacă crezi că am omis ceva sau ce alte informații te-ar putea ajuta pe viitor. Eu am să încerc să țin cont de toate. Până atunci, ne vedem data viitoare!